Un incendiu devastator a mistuit o casă dintr-o comună din județul Mehedinți. Fiica proprietarilor și iubitul acesteia se aflau în incinta imobilului. Au reușit însă să scape cu viață din calea flăcărilor care au cuprins cu repeziciune locuința. Pompierii au luptat ore în șir pentru a stinge incendiul. Pagubele sunt uriașe. Vă avertizez, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Ce se întâmplă? Spune-mi noi părinților, nu știu. Ce fac? Și simplu crezi că o să murim acolo când puteți schizi ce am la bucătărie. Erau doar flăcări, luăm magazia. Încă în stare de șoc, fata a povestit cumplitele întâmplări prin care a trecut. Alături de prietenul ei s-a salvat în ultimul moment din casa cuprinsă de flăcări. A mai găsit puterea să sune la 112. Nu e câinele, nici nu mai văd, și muri și câinele. Era singuri acasă? Da, nu de. Buletinele știți la mare. M-a apucat să salvez portofelul, în rest nu mai nimic. Trei autospeciale de stingere au ajuns în scurt timp la fața locului în comuna Șimian din Mehedinți. Pompierii s-au luptat timp de câteva ore cu flăcările. Acoperișul, un etaj al vilei, dar și o anexă au ars în totalitate. Pompierii s-au luptat timp de câteva ore cu flăcările. Acoperișul, un etaj al vilei, dar și o anexă au ars în totalitate. Chiar dacă pompierii au reușit să salveze parterul locuinței, pagubele sunt însemnate. În urma verificărilor, aceștia au stabilit faptul că incendiul a pornit din cauza unui scurt circuit electric. O anchetă deschisă de autorități va stabili cu exactitate toate împrejurările care au dus la tragedie.